Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi vom discuta despre Ucraina. Războiul din Ucraina continuă și va continua încă unul sau doi ani, în lipsa unei strategii a victoriei. Tot flancul estic este în alertă și încearcă să-și acopere vulnerabilitățile. Rusia deschide în permanență noi fronturi. Potrivit unui proiect de decret din 21 mai, 2024, publicat pe site-ul guvernului rus, Kremlinul vrea să ia măsuri unilaterale pentru a modifica granițele maritime cu Lituania și Finlanda în Marea Baltică. Rusia intenționează să-și însușească apele maritime interioare în partea de est a Golfului Finlandei și pe cele din apropiere de regiunea Kaliningrad, conform decretului elaborat de Ministerul Rus al Apărării. Rusia își propune să modifice coordonatele geografice care stabilez lățimea mării teritoriale rusești și zona din apropierea litoralului și a insulilor Somers, Yahi, Rocher, Malvi, Twitters, Vigrund și Godland, precum și a capului de nord de pe râul Narva, de lângă granița de stat cu Finlanda. De ce oare? Flota de nord a Rusiei include 27 de submarine, peste 40 de nave de război, aproximativ 80 de avioane de luptă și stocuri de focoase nucleare și rachete, arată datele colectate de Institutul Finlandez pentru afaceri Internaționale. Într-un conflict militar cu NATO, principala sarcină a flotei ar fi să asigure controlul asupra Mării Barents și să oprească navele care aduc întăriri din în America de Nord în Europa prin apele din Groenlanda, Islanda și Marea Britanie. O situație similară s-ar putea replica în sudul flancului Estic, la gurile Dunării, dacă Rusia ocupă Odessa și implicit sudul Ucrainei. România vrea să cumpere portul internațional liber Giurgiulești din Republica Moldova, deținut de Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare. Am plasat pe secțiunea maritimă a Dunării, cu adâncime maximă a apei de 7 metri, portul este capabil să primească atât nave fluviare cât și nave maritime. Portul are un terminal petroliar, două terminale de cereale, un terminal pentru alte mărfuri și un par de afaceri. Există o conexiune regulată de trenuri pentru transportul containerilor între Giurgiulești și terminalul de container operat de DP World din Constanța, care ajută la reducerea traficului de camioane și reprezintă o alternativă pentru a evita timpii de așteptare îndelungați la frontieră. Transformă de asemenea Constanța într-un lider de piață pentru zona central europeană și de sud est a Europei. România poate deveni unul din cele mai importante hub internaționale pentru reconstrucția Ucrainei. După Finalizarea războiului. Astfel, România poate să-și pregătească logistica. O mișcare excepțională a Guvernului României, putem spune. Achiziția urma să fie făcută prin intermediul Companiei Naționale, Administrația Porturilor Maritime, Constanța, controlată de statul român prin Ministerul Transportului. Atenție! Rușii s-au seizat imediat. Astfel, compania bulgară MBF Por Burgas, și a arătat deja interesul pentru Giurgiulești. MBF Port Burgas operează două terminale din portul Burgas, sudul Bulgarii, și face parte din Navigation Maritime uh, Bulgar, Navi Bulgar. Până în 2008, Navi Bulgar a fost cea mai mare companie de transport maritim deținută de guvernul de la Sofia. Companie care a fost privatizată și preluată de frații Domușchev și Georgi Petrov, domnul Șchef, ai fostului premier Boico Borisov. Cine este Borisov? Un apropiat al Kremlinului. Piratarea e mail politicilor ruși a devolat planurile construirii gazoductului Turk Stream Balkan Stream. Fișierele scurse din e piratat ale unui politician rus au confirmat suspiciunile care au existat încă de la început că proiectul a fost implementat în întregime la ordinul Kremlinului pentru a-i servi pentru planurile strategice de ocolire a Ucrainei. Construcția sa a avut loc într-un ritm de invidiat în timpul crizei COVID cu 2,5 miliarde leva fără TVA, în principal în promuturi ale Bulgar Transgaz și cu utilizarea portițelor din legislația bulgară, potrivit unei investigații Mediapol, citate de Rador România, Radio România. Chiar înainte de începerea construcției gazoductului, rușii și-au rezervat cea mai mare parte a capacității, lăsând mici cantități companiei elvețienei MET, suficiente pentru a arata cu misii europene că există un alt furnizor. Borisov s-a întâlnit cu Putin în mai 2018, după ce președintele lui Bulgar Romen Radev a fost primit de Putin pe 22 mai la Soci pentru a discuta planurile de între cele două țări, gazoductul Turkslin. Rusia are legături puternice cu oameni de afaceri bulgari și are proprietăți la Marea Neagră. Într-o pădure întinsă de pe țărmul Bulgarii, de la Marea Neagră, în satul Blizanții, la 25 de kilometri sud de Varna, este vastul complex. Camcea, abreviat SOK, complexul este situat la gura de vărsare a râului cu același nume și are acces la o plajă izolată și se laudă cu hoteluri, săl de sport, o școală, centre de conferințe și chiar un observator astronomic. Sunt dotări la care multe orașe din Bulgaria pot doar visa, dar complexul nu mai aparține statului bulgar. Aceasta deoarece administrația municipală din Moscova, este proprietar a clădirilor și a terenului de sub ele. Rumen Radev, președintele țării, repete adesea pozițiile Kremlinului cu privire la războiul împotriva Ucrainei, susținând, printre altele, că Rusia nu poate fi învinsă. Bulgaria este într-o stare continuă de alegeri. Cinci rânduri de alegeri în trei ani, ultimele pe 9 iunie 2024. Următorul guvern al țării ar putea include și politicieni considerați corupție în Occident, inclusiv pe unii sancționați dincolo de ocean, în temeiul legii Magnitsky, care îngheață bunurile oficialilor străini vinovați de încălcarea drepturilor omului, interzicându-le să intre în Statele Unite. Dar despre guvernul de la Sofia vom vorbi în într-un alt material. România și acoperă vulnerabilități. Printre țările alianței care își revizuiesc vulnerabilitățile se numără și România, care își dotează armata cu tancuri și o buziere ca nouă și își consolidează apărarea antiaeriană. Armata a cumpărat șapte sisteme Patriot pentru că de atât avea nevoie. Un sistem Patriot costă aproximativ 400 de milioane de dolari, la care se adaugă valoarea rachetelor de 600 de milioane. O rachetă PAC-3 MSE, rachetă specializată împotriva rachetelor balistice tactice, costă aproximativ 7 milioane de dolari. Există 12 astfel de rachete pe un lansator. Dacă s-ar dori să se umple jumătate din baterie cu PAC-3, acest lucru s-ar ridica la un cost de 168 de milioane. Am făcut acest scurs ca să înțelegeți de unde vine un miliard pentru o baterie. Dacă cumperi 7 baterii, Uh, asta înseamnă că pentru fiecare baterie plătești 400 de milioane. Problema este câte rachete vei cumpăra. Unul acum l-am donat ucrainienilor. Polonezii nu au fost de acord cu donarea unui sistem Patriot din achizițiile lor, atât timp cât, zic ei, este integrat în sistemele lor de apărare. Cu ce am rămas? Cu două sisteme Patriot operaționale și unul în curs de operaționale cu sistemul MIM-23 Hawk PIP 3R cu o baterii, un sistem cumpărat din Olanda în 2004, încă nemodernizat până în 2012, iar până atunci nu au fost executate trageri cu niciuna din rachete. Apoi, după 2012, a fost modernizat și integrat cu sistemul Patriot și cu radare de înălțime și viteze mari, prin adăugarea de facilități de indicare externă. Așa încât sistemele au primit capabilități TBMD, capabilități de apărare împotriva rachetelor balistice tactice și cu sistemele din perioada comunistă, Volkov, șase baterii produse de sovietici în anii. 1960-1980, deci pe lângă ce am spus Patriot și Hawk, mai avem sistemele din perioada comunistă, Volkov, produs de sovietici în 1960, pe noi l-am cumpărat în 1980, cu sistemul OSA AKM 9K33M3, circa 20 de unități, sistem produs de URSS în 1971 și cu toată gama de sisteme de rază scurtă produse în Ugrăseset, s sau licențiate în România, sisteme mobile aeriene de rază foarte scurtă, cea 95 rachete Strela cu gridaj în infraroșu, montate pe transportoare amfibii 4x4 TAB C-79, alături de două sisteme occidentale uh, autopropulsate Gepard sau tunurile aeriene fixe Erlicon, care au fost aduse în anii 90. Ceea ce s-a realizat în anii de după 90, este un sistem ASOC, sistem de comandă control aerian național, la care am întregat radele de mare performanță, cumpărate de-a lungul timpului din Statele Unite. tps 117 Gap TPS-79, TPS-77. Astfel am reușit să avem imaginea în timp real a spațiului aerian românesc. La acesta se adaugă sprijinul aliaților NATO, mă refer la sfințemul francez Mamba și la sistemul mutat din Italia de la Centrul de Comandă și Control Aerian NATO, cu tot cu echipa de sprijin necesară operării sistemului Lanța LTR-25. Problema este că trebuie să dăm jos țințele cu ce? Cu scule sovietice? Dacă va fi nevoie pentru zona Deltei, de exemplu, unde avem evenimente cu drone rusești, cel mai potrivit radar pentru astfel de misiune este radarul Gepfiller TPS-79, un radar 3D mobil capabil să opereze într-un mediu electromagnetic ostil și cu bruiaje externe. Pentru a dobărâ aceste drone, în momentul în care vom avea legislația necesară să scoatem tehnica militară din unități și să o folosim nu numai în poligoane, atunci vom putea opera cu ghepardul acolo. Sistemul are mare succes în Ucraina. Militarii sunt conservatori, dar misiunea lor este apărarea teritoriului național. Ori dacă politicul nu înțelege că armata are nevoie de tehnică nouă, atunci avem o problemă. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, dezvăluia în februarie la Europa Liberă că armata României are nevoie de legi noi pentru a apăra eficient și complet România. Mulți se așteptau la o reacție rapidă a politicii. Eu personal nu mă așteptam. De ce? Pentru că în momentul pregătirii aderării m-am lovit de incapacitatea acestor de a reacționa. Politicienii noștri nu sunt pregătiți pentru astfel de discuții, deși, dacă îi auzi, știu absolut totul despre armată. România a mizat în cei peste 2 ani de când a început războiul din Ucraina, mai mult pe protecția pe care o primește de la aliați și partenerii strategici, decât pe propriile inițiative care să întărească securitatea, deși generalii de la minister s-au străduit să pună pe masa politicienilor solicitările lor. În timp ce România încă mai așteaptă prima fabrică modernă de muniție și prima fabrică de mul pulberi, promisă de fiecare ministru al economiei în ultimii 17 ani, ce ea va construi o facilitate de producție și puși de asalt în Ucraina, care este în război cu Rusia. Nu pot să nu remarc între timp ce toți ochii sunt citiți asupra impresionantei liste de cumpărături militare ale Poloniei, pe flancul sud-estic al NATO se întâmplă totuși lucruri la fel de interesante. România și-a mărit radical cheltuielile militare și investițiile în infrastructură în ultima jumătate de deceniu, ceea ce ar putea face ca Bucureștiul și Varșovia să devină polul sudic și cel nordic al strategiei de apărare a flancului estic al NATO. Sper să fie o premoniție. Este posibilă doborârea dronelor inamice? Discuția privind dronele și doborârea lor sau a rachetelor care se îndreaptă spre teritoriul unui stat NATO, a fost reluată. Un interviu al lui Ladoslav Sikorski, ministru de externe polonez, pentru Financial Times, ne spune că Polonia și alții aliați ucrainieri, care împar granița cu țara lovită de război, au datoria să doboare rachetele rusești, care sosesc înainte ca acestea să intre în spațiul lor alien, indiferent de poziția NATO cu privire la această Discuție. Aderarea la NATO nu depășește responsabilitatea fiecărei țări pentru protecția propriului spațiu aerian. Este propria noastră datorie constituțională, a spus Sikorski pentru Financial Times. Sunt personal de părere că atunci când rachetele ostile sunt pe cale să pătrundă în spațiul nostru aerian, ar fi legitimă autoapărare. Să le lovesc. Deoarece, odată ce trec în spațiul nostru, riscul ca resturile să răznească pe cineva este uh, semnificativ. A mai spus uh, Sikorski pentru Financial Times. Dorința exprimată a NATO, o alianță defensivă, este să nu ne implicăm în operațiune din. Ucraina. Din această cauză, NATO și-a sporit prezența în regiunea Mării Negre. În momentul de față, armata României nu poate să ducă operațiuni de luptă pe timp de pace. Trebuie dată o stare excepțională, stare de asediu sau stare de război. Armata României nu poate să opereze sisteme de apar, a, a, armament în afara obiectivelor militare sau a terenurilor de instrucție pe care le avem. Pentru moment, Armata României trebuie să promoveze în Parlament legile necesare pentru a dobori dronele străine care intră ilegal pe teritoriul României. Pe teritoriul nostru au căzut drone momeală și resturi de drone de atac, după câte știu eu, pentru că rușii folosesc un ant într-un atac și astfel de momeli, acele drone care nu transportă încărcătură explozivă și care fac și a căror explozie este datorată combustibilului de la zbur de la bord. Ele sunt folosite în general pentru a deruta apărarea antiaeriană. Din punctul meu de vedere, drona sau rămășița de dronă nu trebuie echivalată cu aeronavă și nu se poate da un răspuns conform bazei legale pe care o avem în momentul de față. Ea trebuie asimilată muniției izburătoare telechidate sau, cum zic americanii, loiter ammunition, adică muniție rătăcitoare. Actul normativ existent prevede dreptul de a lua măsuri împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiu aerian a României, iar entitatea care răspunde este Ministerul Apărării Naționale, care spune legea, va lua măsuri succesive ne a anunțat într-un comunicat intensificarea măsurilor de monitorizare și supraveghere a spațiului aerian național cu forțele și mijloacele aflate în serviciu de luptă poliției aeriană. Totodată sunt folosite mijloace de avertizare a populației avute la ora actuală la îndemână. Reprezentanții Inspectoratului pentru Studii de Situații de Urgență cer respectarea recomandărilor din mesajele Roarelt, Folosirea numărului de urgență 112 și a deposturilor construite de Ministerul Apărării Naționale. Cam atât putem face acum. La polonezi nu avem drone, avem rachete balistice care au căzut. Discuția este deschisă, dar în opinia mea nu cred necesar o implicare în doborârea dronelor sau a rachetelor deasupra teritoriului ucranien. Sunt tot felul de opinii referitoare la spațiu aerian. Unii parlamentari germani, atât din partidele aflate la putere, cât și din opoziție, au susținut ideea că țările europene din cadrul NATO să-și apere spațiu aerian de deasupra vestului Ucrainei chiar de pe teritoriul Alianței Nord-Atlantice. A relatat publicația germană Frankfurter Allgemeine Santu. Zeitung, în mai anul acesta. Materialul se referea la doborul dronelor, nu specifica nimic despre rachete balistice care atacă vestul Ucran. Așa este când nu ești gardă în gar cu rușii. dă sfaturi pentru alții. Și acum să revenim la ce ne-am propus. Kursk versus Donbass. Kurt Volker, un fost ambasador al SUA la NATO, a declarat că atacul Ucrainei asupra Cursului a dezvăluit capacitățile limitate ale Rusiei. Se pare că Rusia este incapabilă să atace și să se apere în același timp. Oleksandr Serski, comandantul șef al armatei ucrainene, a declarat că forțele ucrainene au revendicat aproape 100, 1260 de kilometri pătați din teritoriul rusesc, forțând Rusia să redistribuie 30.000 de, de soldați la Curs. Directorul adjunsiei ei, David Cohen, a declarat la Summitul de Informații și securitate Națională de la Washington săptămâna trecută că forțele ruse se află într-o luptă dificilă dacă vor să reia cursul. Mulți analiști au pus întrebare de ce să trimiți mii de forțe spre nord când teritoriul ucrainian este pierdut în altă parte? Vezi bătălia din jurul orașului Pokrovsk. Răspunsurile au fost variate, de la o acțiune militară care să obțină teritoriu, care să fie negociat ulterior, într-un context al negocierilor de pace, la o acțiune de denigrare a lui Putin în fața conaționarilor, de la o schimbare de prizonieri, la garantarea asistenței suplimentare occidentale. Se poate, dar oricare ar fi fost obiectivele reale ale Chievului, în opinia mea, această operațiune deține informații importante cu privire la traiectoria pe termen lung a războiului. Este posibil, deși nu este încă sigur, că ofensiva din curs să fie mai degrabă o parte a unei campanii militare mai ample care s-ar putea întinde până în 2025, pregătind intenționat scena pentru operațiuni în altă parte. Un alt fapt de voala de ofensiva din curs a fost capacitatea militarilor ucrainieni de a valorifica antrenamentul occidental, războiul de manevră, sincronizarea tuturor categoriilor de forțe utilizate. Fapt nedemonstrat în ofensiva din 2023, poate și din cauza liniei Surovichin, o linie triplă de fortificații. Războiul de manevră a armelor combinate implică folosirea sinergică a mai multor arme. infanteria, altireria, blindajele și aviația de atac, de exemplu, într-un mod uh, care este mai mare decât suma părților. Manevra, spre deosebire de simpla mobilitate, implică acțiuni rapide, neașteptate și violente, care zdrobesc coeziunea inamicului, permițând chiar și unei forțe mici să exploateze vulnerabilitățile acestuia. Cu toate acestea și în ciuda succesului evident al ofensivei de până acum, este foarte puțin probabil ca operațiunile ucrainiene de la Curt să modifice în mod semnificativ traiectoria conflictului pe termen scurt. Au fost păreri că ofensiva va bloca asigurarea logisticii necesare în operațiunile din Doneț prin eliminarea modului, nodului de cale ferată care duce spre Donbass, din Voroneț. Nu s-a ajuns acolo. În schimb, calea ferată pe care Rusia o construiește în zonele ocupate ale regiunilor ucrainene ar putea reprezenta o problemă serioasă pentru Kiev. Moscova a construit o cale ferată între orașul port al Rusiei Rostov Pedot și Crimea ocupată, ca alternativă la podul crimei, care circulă prin zone cheie ocupate și strategice, cum ar fi uh, Donetsk și Mariupol în regiunea Donetsk și Berdiansk din regiunea Zaporoși. Deci această cale este o cale ferată pe uscat, care este foarte importantă. Am spus, parcurge acele uh, zone strategice ocupate de ruși, Doneț, Mariupol, din regiunea Berdiansk și Zaporoje. Crimea este centrul logistic cheie pentru forțele ruse din sudul Ucrainei. De asemenea, oficialii ucraineni au susținut că ofensiva de la curs a fost menită să permită distrugerea instalațiilor și platformelor rusăști angajate în lansarea de bombe cu planare și altor operațiuni cu rază, rază lungă de acțiune împotriva teritoriului ucrainean, deși în același timp a avut loc cea mai mare operațiune de drone de până acum, Chievul trimițând zeci de drone pentru a lovi facilități și platforme pe o mare parte a teritoriului rus, inclusiv în Voroneț, Volvogar, Briansk, Orel, Rostov și îndepărtatul Ninji-Novgorod, la aproximativ 600 km de granița cu Ucraina. Poate operațiunea ucrainenilor a fost făcută pentru a ușura situația trupelor pe frontul de sud și est sau ca planificarii, planificatorii ruși să-și reorganizeze apărarea la frontieră, alocând mai multe trupe din alte sectoare. Se rapoarte la ora actuală care ne spun că rușii au deturnat o serie de trupe din zonele de luptă, ba chiar și din gruparea Wagner din Africa, vreo 600 de militari. În schimb Rusia ba chiar a avut de mult timp orașul Pokrovsk ca unul din obiectivele sale cheie. Experții cred că Moscova a desfășurat în ofensivă aproximativ o treime din grupul său central de armate sau aproximativ 30.000 de soldați, precum și rezervele sale, cele mai pregătite pentru luptă. Săptămâna aceasta au luat orașul ucrainian Novohordica înfurind pe unii parlamentari din Ucraina, care au considerat că ar trebui să fie mai bine apărat. Șanțurile din fața Novohordika erau goale, Practic nu a existat o armată ucraineană în orașul cândva cu 20.000 de oameni. A scris deputatul ucrainean Maria Bezulga pe Facebook, ceea care a iscat scandalul cu pilotul F-16 lovit de o rachetă Patriot. Cu forțe depășite numeric, se crede că armata ucrainiană s-a retras din Novohordivdica pentru a-și consolida apărarea în Pokrovsk. Comandamentul ucrainean a considerat probabil că apărarea în Novorcovisca nu merită potențialele pierderi, a declarat Institutul pentru Studiul Războiului din Washington. Și mai este un fapt constatat de analiștii militari de la Pentagon. Ofensiva rusă a fost ajutată de o schimbare a tacticilor care oglindesc din ce în ce mai mult pe cele folosite mai devreme. În război de gruparea mercenar Wagner Forțele ucrainiene raportează că se confruntă cu val după val de infanterie rusă trimisă înainte în încercarea de a le asalta pozițiile. Unii au numit aceste tactici atacuri de carne. Tactica, deși costisitoare, epuizează rapid unitățile ucrainiene, forțate să evite atacurile constante. Vehiculele blindate sunt folosite cu moderație, complicând sarcina tankurilor și artileriei ucraniene care au puține ținte pe câmpul de luptă. Rusia a folosit de asemenea bombe cu mare încărcătură explozivă, bombe cu planare, forțând Ucraina să-și Disperseze unitățile atunci când încep bombardamentele și uneori chiar să retragă trupele din prima linie. Ultimele luni de război ne-au spus că Ucraina are un deficit de militari în armate. În aceste condiții, Kievul a fost obligat să modifice legile Ucrainei privind recrutarea, inclusiv scăderea vârstei la 25 de ani, facilitarea. Identificării mai ușoare a bărbaților eligibili, oferirea de mai multe stimulente financiare și autorizarea înrolării unor prizonieri. Modificările legislației au fost aprobate în aprilie 2024 și au intrat în vigoare mai, dar recrutările și instrucția vor dura mai multe luni. Câteva concluzii. Această ofensivă a schimbat narațiunea de altădată. Sumbră cel puțin pentru moment, despre traiectoria negativă a războiului. Dar Chievul trebuie să decidă ce va face cu victoria sa inițială. Ofensiva nu a atras deocamdată forțe rusești semnificative din regiunile de est ale Ucrainei și rămâne neclar cum intenționează liderii ucrainieni să traducă acest succes tactic în câștiguri strategice sau politice ofensiva oferă oportunități, dar implică și riscuri și costuri considerabile. Până în prezent, operațiunile Ucrainei au fost conduse de o grupare mixtă de unități, cu probabil 10.000 până la 15.000 de soldați în total, cu elemente ale brigăzilor regulate și ale forțelor de operațiuni speciale ucrainiene. Acestea sunt unele dintre cele mai bune și mai experimentate trupe ale Ucrainei, având coloana vertebrală din forțe de asalt aerian de elită ale Ucrainei. Unii au fost scoși de pe frontul de la Donetsk și Harkov, unde luptau împotriva unui avans rusesc, în timp ce alții ar fi servit ca rezervă importantă pentru a opri impulsul rusesc. Incursiunea de la Kursk a Ucrainei a ridicat moralul în rândul trupelor sale și a stabilit inițiativa pe o parte a frontului. De asemenea, atacul a stingenit profund Moscova demonstrând cât de nepregătită este Rusia pentru o operațiune ofensivă de-a lungul graniței. Spre deosebire de momentul când Ucraina a luptat pentru a expuza Rusia din regiunea Harkov în 2022, ofensiva de la Kursk nu a încercuit sau distrus forțe rusești substanțiale, ceea ce ar fi dus la capturare echipamentului și la ruinarea capacității ofensive. Prizonerii pe care i-a luat Ucraina, sunt, în primul rând, polițiști de frontieră, recruți și unități Ahmad, unități paramilitare cecene, aflate aparent sub conducerea Gărzii Naționale Ruse. Unii recruți ruși au fost deja schimbați cu Moscova pentru prizonierii de război ucrainieni. Momentul și organizarea ofensive sugerează că liderii ucraine au considerat că trebuie să acționeze. Un posibil motiv sunt alegerile din SUA, care se profilează și care amenință în cazul în care Trump va câștiga să împingă Kievul la negocieri cu Moscova în timp ce se află într-o poziție de slăbiciune. Deși pare straniu, Chievul nu a informat partenerii internaționali care ar fi putut să-i descurajeze referitor la operațiunea de la curs. În timpul operațiunilor anterioare, cum a fost ofensiva de vară a Ucrainei din 2000, 23 sau al doilea raid în regiunea Belgorod din Rusia în primăvara lui 2024, forțele ruse au părut bine poziționate în avans cu cunoștințe detaliate, despre planificarea ucrainiană. În acest caz nu au existat unități rusești prepoziționate să răspundă și nicio rezervă operațională care să poată reacționa. În ofensiva de la Karharkov în 2022, care a fost planificată de generalul Sârschi, unitățile ucrainene au folosit viteza, semănând confuzie în timp ce zburau, între ghilimele, pe drumuri prin mai multe orașe. Eforturile timpurii ale Rusiei de a transmite întăriri au fost contracarate cu loviturile ale sistemului HIMARS, distrugând coloane de trupe rusești care erau neglijente în poziționarea lor. Răspunsul inițial al Rusiei a fost tipic pentru incapacitatea conducerii militare de a răspunde la situații dinamice. Desigur, efectuarea unor lovituri profunde mai ample ar ajuta Ucraina. Deteriorarea fabricilor sau a infrastructurii din interiorul Rusiei ar putea ajuta la creșterea moralului Ucrainei. De exemplu, așa cum a făcut un bombardament american lipsit de forță împotriva Tokyo în 1942, pentru moralul american în al doilea război mondial. Și mă refer aici la operațiunea denumită Raidul Little. Deși puține aeronave au ajuns și au bombardat Tokyo, moralul militarilor americani în Asia a crescut exponențial din acel moment, demonstrând că America, indiferent de distanța de la care poate lansa avioanele, poate să bombardeze Tokyo și capitala uh, uh, japoneză, nu este lipsită de pericol. Dar acum, ca și atunci, capacitatea nu va transforma situația militară de pe teren. Dacă Occidentul își ridică restricțiile asupra capacității ucrainene de lovitură profundă, este puțin probabil, probabil ca consecințele să includă o schimbare decisivă în traiectoria războiului. Angajamentele de comandă și control sunt de asemenea confuze în această parte a Rusiei, unde responsabilitățile din de districtul militar Moscova, forțele aparținând districtul militar Leningrad, Serviciul Federal de Securitate și alte organizații se suprapun. Spre deosebire de Ucraina, unde câmpul de luptă este împărțit în grupuri regionale, Rusia a luat ceva timp pentru a decide cine supraveghează răspunsul general, național, față de cine comandă efortul militar scenarii pentru ucrainieri conduse de întrebare. Ce ar fi fost dacă? Cel mai bun scenariu este că forțele ucrainene vor ține Rusia la câștiguri relativ minore în Doneț și vor păstra curs cu un angajament de forță dură. Ofensiva ar putea duce de asemenea la schimbări în politica occidentală privind utilizarea armelor de lovitură cu rază lungă de acțiune și ar putea infuza energia atât de necesară în gândirea Occidentului cu privire la calea de urmat în acest moment al războiului. Scenariul cel mai rău este că peste câteva luni Ucraina va fi pierdut porțiuni semnificative de pământ în estul său și nu va păstra niciun teritoriu în curs pe care să-l poată folosi ca monedă de schimb. Cu cât Ucraina avansează mai adânc în Rusia, cu atât este mai mare riscul de supraextindere a frontului. Ucraina a avut opțiuni alternative în această etapă a războiului. S-ar fi putut concentra pe apărare și și-ar fi putut reconstrui forțele sale extinzând în același timp loviturile la distanță lungă împotriva Rusiei. Capabilitățile nou dezvoltate ale Ucrainei pun tot mai mult în pericol infrastructura militară și economică a Rusiei. Noi soldați voluntari și în relația ar Ucrainei, ar fi putut fi trimiși să reumple brigăzile care dețin primele linii. Recruții ar fi fost folosiți pentru a construi noi formații. Dacă Ucraina s-ar fi concentrat pe apărare, ar fi avut șanse mari să epuizeze ofensiva rusă în timp ce rezolvă problemele cu forța militară și să stabilizeze primele linii până la iar. În acel moment, Kievul ar fi putut să-și evalueze opțiunile. Ucraina ar fi pierdut totuși teritoriul în Donetsk, dar ar fi oprit ofensiva rusă și ar fi ținut probabil unele dintre orașele în prezent în pericol. Rusia a atins apogeul său material, astfel încât riscul unei implicări majore rusești este în scădere, iar Moscova ar fi putut fi ținută la câștiguri incrementale. Atunci Ucraina ar fi putut lansa o ofensivă precum cea de la Cursc, în 2025, în circunstanțe mult mai favorabile. Limitările rusești în ceea ce privește echipamentele și forța de muncă ar fi devenit flagrante, iar Ucraina ar beneficia de brigăzile nou formate până în acel moment, reducând riscul general în alocarea forței. Niciuna din aceste opțiuni nu era fără riscuri sau fără costuri. Strategia militară este despre alegeri ofensiva de la Kursk a fost creativă. O bună parte din viitor depinde și de ceea ce se întâmplă, nu doar la Kursk, ci și în bătăliile pentru orașele Ucrainei din Donetsk. Ceea ce mă intrigă este că faptul că Ucraina și partenerii săi nu au o strategie de victorie la aproape trei ani de război. Aceasta este o problemă serioasă. Fără un scop în minte, lidere de la Kiev, Washington și Bruxelles iau decizii cheie pe bază progresivă și în cele din urmă incoerentă. Ucraina poate obține succese locale, dar nu o înfrângere completă a inamicului. La rândul lor, partenerii occidentali ai Chievului tind să gândească doar la următoarea tranșă de provizii militare. Fără o imagine strategică, va fi dificil să menținem moralul și voința de luptă în Ucraina și nu numai. Flancul estic rămâne amenințat în continuare, atât de propaganda rusească, de operațiune hibride ale rușilor, de declarații rebelicoase de folosirea armelor nucleare tactice, declarații care înspăimântă și țină o presiune psihologică asupra cetățenilor de provocările Kremlinului de modificarea granițelor. Trebuie să revizuim strategiile și să ne propunem o cale pe termen lung spre oprire, oprirea imperialismului rusesc Astfel, Estul se va schimba. Iar noi românii și polonezii am mai trăit vremuri sub ruș. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend plăcut.